dimineața am privit împreună din Ioan capitolul 15 la versetul 2 și am văzut ce anume este acest rod despre care vorbește Domnul Iisus și am văzut felul în care acest rod se manifestă în viața adevăratelor mlădițe. Iar în această seară, în mod telegrafic, vreau să privim tot din acest verset la felul în care mlădițele acestea roditoare, adevăratele mlădițe care fac parte din Hristos, sunt curățite. Textul nostru spune că El taie din mine orice mlădiță care nu aduce rod și am văzut în mesajele anterioare despre ce este vorba aici. Este vorba despre tăierea Israelului și curăță orice mlădiță care aduce rod cu scopul ca să aducă și mai mult rod. Și în mod natural trebuie să ne punem întrebarea, cum adică curăță? Ce este această curățire? Da? Cum arată ea? La ce se referă în mod concret? Tăierea am văzut clar la ce se referă. Am identificat după aceea ce anume este rodul acesta și am văzut că este rodul lucrat de Duhul Sfânt. Am văzut că este credința, dragostea, ascultarea, roadele Duhului Sfânt care vin în mod necesar din orice credincios care este parte din Hristos, care este parte din viță, la fel cum din orice mlădiță care este parte din vie și își ia viața din vie și prin vie, se produce un rod. Acum trebuie să înțelegem cum anume se face această curățire a mlădițelor. Da? Nu această îndepărtare a Israelului, ci este vorba aici de mlădițele adevărate care fac parte din Hristos și sunt curățite. În acest sens, versetul 3, care am văzut că este un fel de paranteză făcută de Domnul Iisus Hristos din această porțiune a discursului, o paranteză făcută cumva să reasigure pe ucenici care la acest moment se uitau înspre ei și ziceau, ok, Israelul urmează să fie tăiat. Ne-a spus când urmează să fie tăiat. Dar noi suntem israeliți. Noi suntem iudei. Și Domnul Iisus Hristos vrea ca să-i reasigure și în versetul 3 le spune în felul următor. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Versetul 2 și cu versetul 3 împreună ne ajută să înțelegem la ce anume se referă Domnul Iisus Hristos când vorbește despre această curățire. Cu siguranță că ideea de a fi curățit, de a fi curat prin cuvânt este una care rezonează pentru noi. Ideea aceasta o avem peste tot prin Scriptură. Noi știm că curățirea care vine prin credință, prin spălarea păcatelor, care vine în urma auzirea cuvântului și credința în Domnul Iisus Hristos, este o tematică care este peste tot în Noul Testament și pentru noi rezonează lucrul acesta. Întrebarea este dacă la aceasta se referă Domnul Iisus Hristos. Că ei sunt acum curați pentru că au auzit cuvântul despre El, ceea ce El le-a provăduit despre El și au crezut în El. Au crezut tot ceea ce Domnul Iisus le-a spus despre El. Cred că da. Cred că într-adevăr Domnul Iisus se referă la acest concept, dar cred că în contextul nostru nu se referă doar la atât. Cred că se referă la această curățire care vine prin credința în cuvântul despre Domnul nostru Iisus Hristos, care vine prin credința în Domnul Iisus Hristos, dar cred că se referă la mai mult decât atât. Cred că se referă la o curățire suplimentară, o curățire continuă. Într-adevăr, curățirea inițială vine prin cuvânt și prin credință în Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. În Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru ca cineva să fie curățit, să fie înnoit, este nevoie de cuvântul propovăduit și este nevoie de credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Aceste elemente sunt esențiale. Nimeni nu poate fi curățit. Nimeni nu poate fi înnoit fără cuvântul lui Dumnezeu. Esențial de înțeles acest lucru.
În ziua de astăzi este foarte puțin înțeles acest lucru. Foarte mulți oameni care se consideră evanghelici ascund o convingere adâncă și ascunsă că există mântuire în afara cuvântului Dumnezeu. Și când le spui că toți cei care nu și-au pus credința în Domnul nostru Iisus Hristos, care n-au auzit cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, sunt sub condamnarea lui Dumnezeu, spun, frate, asta nu-i pentru noi să judecăm. Dumnezeu îi va judeca altfel. Va vedea El ce va face cu ei. Biblia nu spune aceasta. Biblia spune că cei care au legea scrisă a lui Dumnezeu stau sub condamnarea legii și cei care nu o au vor pieri fără ea. Pentru că este conștiința care îi condamnă, pentru că este revelația naturală care îi condamnă. Biblia ne învață că singura metodă prin care Dumnezeu mântuie este prin propovăduirea Evangheliei și prin credință în Domnul nostru Iisus Hristos. Este nevoie de cuvânt și este nevoie de credință. Întrebarea rămâne cum se produce această curățenie continuă despre care vorbește Domnul Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune că ei sunt deja curați și cred că aici se referă la curățirea care vine prin credință și prin cuvântul lui Dumnezeu. Posibil ca să fie o valență prin care, o nuanță prin care chiar face referire la botez. Este foarte interesant dacă ați studiat cu amănunt Evangheliile, că nu se vorbește despre botezul ucenicilor. Interesant lucrul acesta. Cu siguranță că ei care botezau au fost botezați, dar în mod specific nu se vorbește. Posibil că au primit botezul lui Ioan, posibil că unii dintre ei au primit botezul lui Ioan, după aia ucenicii cei din tâi au botezat pe ucenicii ulterior. Un lucru este clar, mai mult ca sigur, că ucenicii Domnului Iisus Hristos au avut parte de botez, au avut parte de spălarea exterioară care reprezenta spălarea interioară, reprezenta credința și nașterea din nou de care au avut parte. Cred că, ca să înțelegem ceea ce înseamnă această curățire continuă, trebuie să ne uităm din nou în contextul nostru și să vedem toate elementele care Domnul Iisus le are în gând aici. Cred că Domnul Iisus vrea ca să facă referire la cuvântul propovăduit, la credința care trebuie să avem prin acest cuvânt, dar cred că Domnul Iisus Hristos vrea să se refere și la comunitatea credincioșilor care are acest rol de a aduce curățire în viața credinciosului. De fapt, Ioan capitolul 15 vorbește în mod profetic, dacă vrem, este într-un fel împlinirea profețiilor Vechiului Testament, care acum urmau să se întâmple, vorbește despre tăierea Israelului, dar vorbește în același timp despre înființarea unei noi comunități, despre Biserica Domnului nostru Iisus Hristos, care se înființează odată cu pogorârea Duhului Sfânt la Rusalii. Și cred că din contextul nostru este evident că Domnul Iisus Hristos are în vedere o curățire care vine exact în acea comunitate, exact în acel context. Odată ce mlădițele false sunt înlăturate, odată ceea ce nu este cu adevărat din Hristos este dat la o parte, rămâne ceea ce este comunitatea adevărată a credincioșilor. Și este în acea comunitate unde această curățire se produce, unde Dumnezeu lucrează această curățire. Cred că acest lucru devine evident când ne uităm la capitolul 13 din Ioan, de unde este continuată această temă a curățirii. În capitolul 13, Domnul Iisus inițiază această tematică și în capitolul 15 auzim ecoul acestei tematici. Dacă vrem să înțelegem la ce se referă Domnul Iisus, trebuie să mergem înapoi în capitolul 13, unde tema este inițiată pentru noi și să vedem care este ecoul care ar trebui ca să îl auzim. Deschideți cu mine, dați doar câteva pagini înapoi, la capitolul 13 și vom parcurge acest text foarte rapid și vom observa câteva lucruri referitoare la acest concept de curățire. Înainte de sărbătoarea Paștelor, Iisus, știind că i-a venit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, pentru că iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt.
În timpul cinei, diavolul îi pusese deja în inima lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, gândul să-l trădeze pe Iisus. Iisus, știind că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâinile lui, ca de la Dumnezeu a ieșit și că la Dumnezeu se duce, s-a ridicat de la masă și a pus deoparte hainele, a luat un ștergar, s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul care era încins. Când a ajuns la Simon Petru, acesta a zis: Doamne, Tu să-mi speli picioarele? Deja auzim un ecou de unui episod care s-a întâmplat cu mult înainte, la începutul lucrării Domnului Iisus Hristos, da? Botezul Domnului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus merge la Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul spune: Eu am nevoie ca să fiu botezat de tine. Și Domnul Iisus spune: Nu, trebuie să se împlinească tot ceea ce trebuie împlinit. Petru i-a zis, când a ajuns la Simon Petru, acesta i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli picioarele? Iisus i-a răspuns: Tu nu pricepi acum ce fac, dar vei înțelege după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl, nu vei avea parte cu mine. Simon Petru i-a zis: Doamne, nu doar picioarele, ci și mâinile și capul. Pendulează, tipic Petru, da? Iisus i-a zis: Cel ce s-a îmbăiat, cel ce s-a spălat pe deplin, nu are nevoie să se spele decât pe picioare. Apoi este curat în întregime. Vedem că tematica noastră despre curățire este în zidire, în construire. Și voi sunteți curați. Acum auzim ecoul foarte puternic, da? Ioan 15, voi deja sunteți curați, da? Ioan 13, vedem această spălare totală despre care vorbește Domnul Iisus Hristos și acum această spălare parțială. Voi sunteți curați, dar nu toți. Deci există încă un amalgam a celor curați, a celor necurați, da? Căci el știa pe cel ce urma să-l trădeze, de aceea a spus: Nu toți sunteți curați. După ce le-a spălat picioarele, și-a luat haina și s-a așezat să mănânce din nou. El i-a zis: Înțelegeți ce v-am făcut? Și evident că nu înțelegeau. Și încă după 2000 de ani sunt mulți oameni în ziua de astăzi care nu înțeleg ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos și cred că ce a făcut a fost un simplu ritual care trebuie repetat ca și automatism. Și de aceea la cina Domnului, în foarte multe biserici în ziua de astăzi, se spală picioarele, dar nu se înțelege ce este spălarea picioarelor și nu se practică ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a poruncit apostolilor să practice. Înțelegeți ce v-am făcut? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți, pentru că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, atunci și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Căci eu v-am dat un exemplu ca să faceți și voi așa, cum v-am făcut eu vouă. Adevărat, adevărat vă spun că niciun rob nu este mai mare decât stăpânul lui și nici un apostol nu este mai mare decât cel ce l-a trimis. Da? Cuvântul apostol asta înseamnă trimis. Apostolul este cel trimis de cineva, împuternicit de cineva. Robul nu este mai mare ca stăpânul, apostolul nu este mai mare decât cel trimis, delegatul nu este mai mare decât șeful care l-a delegat. Dacă știți aceste lucruri, sunteți fericiți dacă le faceți, da? La ce se referă aici Domnul Iisus? La ritualul de spălare a picioarelor? Nu! Se referă la acest proces de curățire. Se referă la tot ceea ce le-a arătat acum prin pildă și prin exemplu vizibil. La asta se referă el aici și asta vrea ca ucenicii să păstreze. Se referă la umilința care le-a arătat-o, la faptul că el care în mod drept era deasupra lor, a îngenunchiat și a coborât pentru ei ca să le slujească. Și el spune că în felul acesta și noi trebuie să ne slujim și în felul acesta trebuie să ne spălăm picioarele și în felul acesta, deși noi suntem pe deplin curați, pentru că am fost botezați în Hristos, să fim în mod continuu curățiți de întinăciunea acestei lumi. Nu vorbesc despre voi toți. Eu îi cunosc pe cei pe care i-am ales.
Dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice: cel ce mănâncă pâinea mea și-a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de acum, înainte să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun că cine îl primește pe cel pe care îl trimit eu, pe mine mă primește, iar cel ce mă primește pe mine, îl primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a fost tulburat în Duhul Său și a mărturisit zicând: adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va trăda. Ucenicii se uitau unii la alții, fiind nedumeriți despre cine vorbește. Unul dintre ucenicii lui, cel pe care îl iubea Iisus, stătea la masă sprijinit pe pieptul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să-l întrebe pe Iisus cine este cel despre care vorbește. Deci la Petru era rușine. Așa, a băgat piciorul în gură de câteva ori și nu mai avea curaj ca să mai zică vă prostie și a zis: hei, întreabă-l tu, da? Dar toți erau curioși. Cum adică? Unul dintre noi, da? Ne-ai spălat acum picioarele la toți. Stăm toți aici la masă. Și unul dintre noi te va trăda? Simon Petru i-a făcut semn să-l întrebe pe Iisus cine este cel despre care vorbește. Ca urmare, în timp ce stătea la masă sprijinit de pieptul lui Iisus, el a întrebat: Doamne, cine este? Iisus i-a răspuns: este acela căruia îi voi înmuia bucățica de pâine și eu voi da. A înmuiat o bucățică de pâine și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscariotianul. De îndată ce a prins bucățica de pâine, Satan a intrat în el, atunci Iisus i-a zis: ce ai să faci, fă repede. Dar nici unul dintre cei ce mâncau la masă n-a înțeles de ce îi spusese aceasta. Unii credeau că de vreme ce Iuda ținea punga, Iisus îi spunea: cumpără ceea ce avem nevoie pentru sărbătoare. Sau îi spusese să dea ceva celor săraci. După ce a luat bucățica de pâine, Iuda a ieșit afară imediat. Și era noapte, da? Și Domnul Iisus construiește acest tablou al curățirii. Domnul Iisus după aia folosește acest tablou ca și un ecou în Ioan 15 și tabloul este foarte complex și sunt foarte multe nuanțe care le vedem în ambele. În Ioan 13 este vorba de o curățire spre sfințire, spre mai mult rod și este vorba și de o curățire spre înlăturare. În Ioan 15, aceeași tematică. Este vorba de o curățire pozitivă și de o curățire negativă în sensul de înlăturare. În Ioan 13, ucenicii sunt curățiți și Iuda este înlăturat. În Ioan 15, Israelul este înlăturat și ucenicii adevărați sunt curățiți. Da? Temele acestea se repetă și se repetă. Noi, în mintea noastră vestică, cum ziceam, vrem ca totul să fie linear. Dar în gândul Domnului Iisus Hristos și în felul acesta de gândi, lucrurile sunt mult mai complexe și trebuie să ne obișnuim ca să vedem aceste legături. Bun, ce anume putem observa? Am observat tematica curățirii, care acum vedem ecoul ei în Ioan 15, dar ce anume putem observa? La ce vrea să facă Domnul Iisus referință când folosește această tematică, când face acest ecou? Da? Câteva lucruri. În primul rând, putem observa că curățenia care este stabilită în Ioan 13, a cărui ecou acum îl auzim în Ioan 15, versetul 2 și 3, este una parțială. Așa zis, parțială pentru că ei erau deja curați. Ei erau deja spălați. Iisus i-a zis: cel ce s-a îmbăiat, cel ce a fost deplin spălat, nu are nevoie să se spele decât pe picioare. Apoi este curat în întregime și voi care acum vă spăl pe picioare, voi sunteți curați. Da? Este vorba de o curățire parțială, o curățire progresivă, o curățire repetată. Da? În al doilea rând, putem observa că este vorba de o curățire care se întâmplă în comunitate. Este vorba de o curățire reciprocă, da? Deci dacă eu, zice Domnul Iisus, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, atunci și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Dacă eu, cel prin care ați fost curățiți pe deplin, mă cobor la picioarele voastre și vă curăț acum parțial, progresiv, vă dau acest exemplu.
Cu atât mai mult, voi unii față de alții sunteți datori ca să vă curățiți unii pe altul. Fiecare mădular trebuie să participe în acest proces. De aceea mădularele adevărate, care fac parte din vița adevărată și sunt curățite de Dumnezeu, pot fi curățite doar în comunitate. Pot fi curățite doar acolo unde ele pot participa la această curățenie reciprocă. Nu poți fi curățit acasă. Nu poți fi curățit pe internet. Nu poți fi curățit la biserica Facebook-ului. Ai nevoie ca să faci parte dintr-o comunitate de credincioși adevărați în care fiecare mădular să-și aducă aportul, în care să fii curățit și să ajuți pe alții să fie curățiți. Aceasta este chemarea oricărui ucenic adevărat. Ca în comunitate să participe la curățirea reciprocă a fiecărui mlădiță. Este nevoie de comunitatea credincioșilor pentru această curățire. În al treilea rând, această curățire este una continuă. Domnul Iisus spune căci El ne-a dat un exemplu ca să faceți și voi așa cum v-am făcut eu vouă. Este interesant că această curățire despre care vorbește Domnul Iisus Hristos este strâns legată de cina Domnului. Și cred că Mântuitorul vrea să ne dea de înțeles că la fel cum amintirea jertfei Domnului Iisus Hristos ar trebui să fie o parte constantă din viața noastră, tot așa și această curățire și această spălare a picioarelor trebuie să fie o parte constantă din viața noastră. La fel de des cum ar trebui să te gândești la jertfa Domnului Iisus Hristos. Și până la urmă, acea gândire și acea bucurie în jertfa Domnului Iisus Hristos este culminată în acel act al cinei Domnului care îl săvârșim aici o dată pe lună. La fel, această curățire reciprocă trebuie să fie o parte constantă din viața credinciosului. În fiecare zi trebuie să beneficiez de efectele jertfei Domnului Iisus Hristos. Și în fiecare zi trebuie să fii angrenat în acest proces de curățire continuă. Această curățire trebuie să fie un proiect comunitar, trebuie să fie continuă, trebuie să fie progresivă. În al patrulea rând, această curățire ne arată Domnul Iisus Hristos că este într-un fel exclusivistă sau excomunicativă. Este foarte dificil pentru noi. Într-o societate inclusivistă să vorbim despre faptul că creștinismul exclude sau este exclusivist. Dar exact asta ne învață Scriptura. Doar cei care au parte de curățirea totală prin credința în Domnul Iisus Hristos, care vine prin cuvântul Lui, care vine prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos, pot face parte din comunitatea sfinților și pot avea parte de curățirea continuă și de părtășia la masa Domnului. Biserica nu este un club deschis la toți cei care doresc să facă parte. Biserica este o reprezentare a trupului lui Hristos și are datoria ca să excludă, să țină afară din membralitatea ei pe oricine nu este cu adevărat un mădular în trupul lui Hristos. Pe oricine nu este o mlădiță adevărată care să producă rod adevărat. Biserica este chemată să respingă pe acești oameni și să-i cheme la pocăință și la credință în Domnul nostru Iisus Hristos. Biserica, din punctul acesta de vedere, nu este o instituție inclusivistă, ci este o instituție exclusivistă. Ea cheamă pe toată lumea, dar primește doar pe cei care sunt cu adevărat al lui Hristos. Chemarea Evangheliei o adresăm la toți. La toți care sunt în mijlocul nostru, în timpul slujbelor, la toți care ne ascultă, la toți care ne întâlnim cu ei acasă, în familiile noastre, la neamurile noastre, la prietenii noștri. Dar în biserică aparțin doar cei care au beneficiat de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și în felul acesta, această curățire care se întâmplă în biserică este exclusivistă. Și Domnul Iisus spune lucrul acesta. Nu vorbesc despre voi toți. Nu vorbesc despre voi toți. Despre cine nu vorbea Domnul Iisus? Nu vorbea despre Iuda.
Iuda era deja semnalat ca și fiind din afară. Deși el participa inclusiv la acest ritual, inclusiv la acest exemplu. Iuda nu era dinăuntru. Iuda, vedem că a avut parte într-un fel de curățirea prin cuvânt. Vedem că a avut parte într-un fel de spălarea picioarelor. A avut parte, dar doar în sensul exterior. Pentru că el nu a avut parte de sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El a participat la tot ceea ce s-a întâmplat cu ucenicii Domnului Iisus Hristos. El a participat la toate predicile, la toate minunile, la toate explicațiile suplimentare care le primeau doar ucenicii. Și totuși, el nu făcea parte din Hristos. Dacă citiți cu atenție Ioan 13, și cred că dacă citiți cu atenție și celelalte evanghelii, vor confirma și chiar v-aș ruga să faceți acest lucru. Citiți acasă Matei 26, Marcu 14, Luca 22 și Ioan 13. Veți vedea că în aceste evenimente, care aici pentru noi sunt descrise de la Ioan 13 la Ioan 17, Iuda este prezent chiar până în momentul înainte de împărtășire. Înainte ca să se împărtășească cu roada viței ca și simbol al sângelui care urma să fie vărsat pentru cei răscumpărați de Hristos, Iuda este prezent. Dar Domnul Iisus îl izgonește ca el să nu aibă parte din așa ceva. Ce trist! Să ai parte la toate instrumentele harului în chip exterior. Să ai parte la cuvânt, să ai parte la spălarea exterioară, să ai parte la lucrarea miraculoasă a Duhului Sfânt din punct de vedere exterior. Dar să nu ai niciodată parte la sângele Mântuitorului al Domnului nostru Iisus Hristos. Ce trist să fii parte dintr-o biserică toată viața ta, să te fii botezat și în mod vizibil spălat pe din afară. Să vii și să iei cina Domnului și să mimezi și să nu te fi împărtășit vreodată cu adevărat din sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Curățirea constantă prin cuvânt și comunitate, până la urmă, dacă există o comunitate reală de oameni care sunt sfințiți prin cuvânt și prin lucrarea Duhului Sfânt, până la urmă scoate la iveală cine este cu adevărat din Hristos și cine este din afară. Acolo unde există o reprezentare reală a trupului lui Hristos, până la urmă, cei adevărați, cei spălați în sângele Lui, vor fi separați de cei falși și de cei care nu cunosc jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea aparținerea la o biserică biblică este așa de importantă. Comunitatea are rolul de a afirma, de a proclama curățirea ta inițială. Comunitatea spune despre tine că ceea ce tu ai declarat în apa botezului este veritabil, că credința care o ai este adevărată, că dragostea care o proclami este dovedită, că ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este vizibilă în viața ta. Asta este rolul bisericii ca și comunitate, să afirmăm unii despre alții, să confirmăm unii pentru ceilalți că suntem într-adevăr al lui Hristos. Și are rolul de a lucra această curățire continuă. Afirmăm curățirea deplină, curățirea totală, pozițională în sângele Domnului Iisus Hristos și lucrăm curățirea continuă. Și lucrul acesta se poate întâmpla doar în comunitate, doar într-o biserică adevărată a lui Hristos. Așa de mulți oameni nu au siguranța mântuirii și nu se bucură de ea, pentru că nu fac parte dintr-o comunitate unde mântuirea lor se poate să fie confirmată și afirmată. Și așa de mulți oameni au o siguranță falsă, pentru că sunt în biserici apostate, în sinagogia satanei, unde li se spune că important e că s-au botezat, important e că vin la biserică, important e că participă, că dau pamflete, că fac nu știu ce. Dar ei nu fac parte din Hristos. Dar ei nu s-au împărtășit în mod real
cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos, care spală de orice păcat. De aceea, comunitatea sfinților este așa de importantă. Cuvântul lui Dumnezeu și credință în acel cuvânt produce comunitatea sfinților. Cuvântul predicat și cuvântul crezut produce biserica. Iar comunitatea după cuvânt, biserica după cuvânt, lucrează în mod constant curățirea. Cum? Am înțeles că această curățire se lucrează prin vestirea cuvântului. Am înțeles că ea se lucrează în mod constant prin spălarea picioarelor, adică prin slujirea reciproc, prin curățirea de păcat reciproc, da? Dumneavoastră mă spălați pe mine, vedeți păcatul din viața mea și în mod iubitor veniți și luați ștergarul și spuneți: frate Mihai, uite aici mai trebuie curățit. Și eu vă spăl pe dumneavoastră. Poate când vă spăl eu e mai dureros, da, da. Asta pentru că este public, nu de altceva. Nu pentru că nu este în dragoste. Și în felul acesta, trăind viața în comunitate, trăind viața sub autoritatea cuvântului Dumnezeu, trăind viața noastră prin credință în Domnul nostru Iisus Hristos, ne spălăm reciproc unul pe altul. Prin administrarea sacramentelor, adică prin botez și cina Domnului, suntem spălați și reînnoiți în acest fel. De fapt, prin toate instrumentele Harului care Hristos le-a lăsat, le-a dat bisericii, noi suntem în mod continuu curățați. Dar întrebarea rămâne: cum? Este vorba de un automatism? Este vorba pur și simplu că dacă te duci într-o biserică și stai acolo și acolo cineva vine și, nu știu, citește din Scriptură, automat se întâmplă ceva? Este vorba, cum cred unii, că dacă te duci și aprinzi o lumânare, s-a întâmplat ceva? Lipsește parcă ceva din ecuația aceasta. Deschideți în Ioan 14, la versetul 15 la 21. Să vedem cum toate aceste instrumente lucrează în viețile noastre în comunitate. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Iar eu îl voi ruga pe Tatăl și El va da un alt apărător, un alt mângâietor, care să fie cu voi în viac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni iarăși la voi. Încă puțin și lumea nu mă va vedea, însă voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, voi în mine și eu în voi. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel ce mă iubește. Și cel ce mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Iar eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Acolo unde cuvântul este predicat, acolo unde este credință în Domnul nostru Iisus Hristos, acolo este comunitatea sfinților. Iar acolo unde este comunitatea sfinților, acolo este Duhul lui Dumnezeu în lăuntru fiecărui credincios. Duhul lui Dumnezeu este acum în noi și Duhul lui Dumnezeu este cel care lucrează prin noi. Toate aceste instrumente sunt lucrate de Duhul lui Dumnezeu în noi și prin noi. În concluzie, ce ne învață Domnul Iisus? Domnul Iisus ne învață că El, că Tatăl va curăța orice mlădiță care aduce rod, ca să aducă mai mult rod, iar că noi suntem curați din pricina cuvântului pe care El ni l-a spus. Avem parte de cuvânt, avem parte de credință. Avem parte de comunitatea sfinților și de comuniunea împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos, prin cina Domnului și prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Și toate aceste instrumente lucrate în noi și prin noi, prin Duhul lui Dumnezeu. Este metoda lui Dumnezeu, prin Duhul Său, în comunitate, sub autoritatea cuvântului, de a curăța adevăratele mlădițe în mod continuu, pentru ca ele să aducă din ce în ce mai mult rod. Adică mai multă credință, mai multă dragoste, mai multă ascultare și împlinirea cuvântului Său spre slava Lui și spre slava Mântuitorului nostru. Amin. Amin.